Bună tuturor, eu sunt Camelia și astăzi vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Penny și de la Lidl. Întâi vreau să încep cu această pungă de 2 kg de Tide, a fost 16 lei. Nu o să vă spun prețurile chiar la toate, pentru că nu știu dacă o să-mi aduc aminte chiar la toate. Ok. Am luat aceste... Nu știu cum se numesc, bezele, habar n-am cum se numesc. Din acelea depun americanii pe o frigăruie, un băz ceva și le țin la flacără. Am văzut și eu un desene animate, dacă e să fiu sinceră, și sunt foarte, foarte curioasă, n-am încercat niciodată. A fost 5 lei, le găsiți în Penny acestea. Această pungă de 500 de grame de alune am luat-o cu 6,50 lei din Lidl. Ok. Am luat această cutie mare de bomboane. Este în aceea mare cu bomboane asortate. Am dat 7,50 lei, dacă nu mă înșel, din Penny. Am luat cutiuța aceasta pentru că conține 10 prăjiturele cu cocos. Și după cum știți, eu sunt foarte nebunită după nuca de cocos. Ok, și pe asta am dat 5,30 lei. Și o găsiți în Penny. Ok, ăștia am luat din Lidl. Au fost 3 lei. Și tot la fel niște hamburgeri, tot de pui. I-am luat din Penny, tot 3 lei. 2,99 lei. Punga asta de gusto, nu știu exact cât a fost, am luat 3. Probabil că 69 de bani sau habar nu am. Dar am luat-o din Penny. Astea le-am luat din Penny, pentru că nu mă gândeam că o să ajung la Lidl și am zis totuși să le iau din Penny, icrele, deși sunt mai bune la Lidl, din punctul meu de vedere. Iar acestea, icrele acestea de crab cu ceapă, ci că sunt foarte bune, eu nu mănânc, pentru că mie nu-mi plac, dar Oli le tot cumpără mereu. Și sunt preferatele lui. Mi-am luat filea de macrou în sos de roșii. Asta e singura... cred că v-am mai spus într-un alt video, este singura conservă care mie îmi place foarte mult. Alte tipuri de conserve nu mănânc. Ok, am mai luat crembuști cu 93% carne. Sunt din porc, de obicei iau din pui, dar pachetele de crembuști cu piept de pui sunt mai mari, au mai mulți crembuști și n-am vrut să mănânc chiar atât de mult. Aveam decât poftă și am zis să iau din porc. Sper să fie bun, sunt de la Peacock din Lidl. Sunt de Peacock, pardon. Ok. Am luat salam sârbesc. Asta cred că a fost 4 lei și un pic. O din asta. Este în cantitate de, nu știu, de 100 de grame și le-am luat din Penny. Am luat 2. Avea un termen de valabilitate un pic mai mare. Telemeaua asta de vacă de la Hochland este foarte bună. Noi o tot cumpărăm de fiecare dată și vreau să vă arăt o chestie interesantă. Expiră pe 12.06.2020, deci dacă doriți să faceți niște cumpărături de carantină, să zic așa, este ok brânza asta de la Hochland, este și bună la gust și are și un termen de valabilitate mare. Și-a luat o lună din asta de Nutella, a fost 11 lei și ceva, în cantitate de 400 de grame. Asta l-a luat de la Penny, asta tot de la Penny, telemeaua de vahă de la Hochland, deoarece la Lidl nu găsești așa ceva. Decât au... nu mai știu de la ce firmă au ei, dar nu au și de la Hochland. Ok. Și aceea nu prea mi-a plăcut, telemeaua de la Lidl. Ok. Mi-am luat 3
pliculețe din acesta de vopsea de ouă, mi-am luat pe verde, pe roșu și pe galben. Era undeva la 49 de bani pliculețul. Cașcavalul acesta l-am luat pentru hamburgeri și să-l consumăm la diverse sandvișuri. A fost 8 lei și ceva și sunt 450 de grame, 24 de felii. N-am încercat cașcavalul acesta, deci nu vă pot spune prea multe despre el. Ok, am luat un kilogram de piept de pui care sper să nu se strice până filmez. Ok, acesta l-am luat de la Lidl, a fost pe kilogram 18,40 lei prețul pe kilogram la Lidl. Ok, știți că la Lidl au făcut promoție la șunca aceasta regală. Aceasta este șunca regală, șunca din pulpă întreagă de porc. După cum ați văzut, a lăsat-o cu 4,99 lei, tot face reclamă și eu știu că am mai mâncat în trecut și este foarte, foarte bună și am zis să profit un pic de oferta asta. Ok, acest salam, noi îl consumăm de câteva săptămâni în prostie, deci chiar consumăm foarte, foarte mult salam din acesta dimineața. Este foarte, foarte bun. Pentru mine este foarte, foarte bun. Poate sunt persoane cărora nu le place genul ăsta de salam. Dar pentru mine este foarte, foarte bun. Am luat 4. De ce am luat 4? Pentru că rezistă până pe 17-a 4-a, dacă le țin frigider și nu desfaci această țiplă în care ele sunt sigilate. Ok. Am luat niște chifle de hamburgeri. Astea o să le consumăm săptămâna asta, săptămâna viitoare. Ok. Am mai luat un pliculeț din acesta mic de secretul gustului de găină. Eu acesta îl folosesc la mâncare. Mai am, nu știu, să zic un sfert de pungă mai mare, din aceea la, nu știu câte grame are, 400 de grame, parcă, sau nu mai știu, și mai am un sfert din acea pungă și am zis să mai iau unul de ăsta mic să-l am în casă, pentru orice eventualitate. Am luat niște mini batonașe din acestea de la Lidl, eu le-am încercat, cred că pe toate, dacă nu mă înșel. Dar acestea sunt foarte, foarte bune. Acestea sunt cele mai bune. Ok, astea, unele sunt 7,50 lei, cred că astea. Astea sunt 7,50 lei și astea sunt 7,99 lei. Ok, și-a luat Olivod niște geleuri. Sunt foarte multe chestii și le-am pus, am încercat să le așez pe cât de bine posibil, dar nu mi-a ieșit pentru că nu aveam unde să le pun pe celelalte. Și le-am mai pus și unele peste altele, pentru că n-am avut de ales. Ok, mi-am luat un ulei, e cu 4 lei și un pic la Penny, pentru că nu știu dacă ați observat, dar... cu acest coronavirus, cam toate produsele acestea care nu trebuie să ne lipsească din casă, gen ulei, făină, mălai, s-au scumpit considerabil. Iar la Penny încă mai găsiți cu 4,20 lei. Făina de boromir tot la fel s-a scumpit și ea, eu pe aceasta o folosesc și n-am vrut să iau alt tip de făină, doar că am avut noroc, era 3,30 lei kilogramul de făină și am avut noroc, am găsit punga aceasta la 2 kilograme și am luat-o cu 5 lei și ceva, nu mai știu exact, știu că venea 2,90 lei pe kilogram, adică am ieșit mult mai ieftin luând o pungă din aceasta de 2 kg și am luat-o de la Penny. De la Penny am luat laptele acesta UHT cu 3,50 lei sau 3,60 lei, are 3,5% grăsime,
Și ca să vă spun așa un termen de valabilitate la acest lapte. Au, a picat. Da. O... 27-a 8-a. Deci până pe 27 august rezistă acest lapte, deci este un lapte care rezistă dacă doriți să stați un pic izolați în casă. Este un lapte care merge cumpărat. Ok, pentru că avem nevoie de toate categoriile de alimente ca să nu ne batem joc de organismul nostru pentru câteva luni în care coronavirus o să tot ne afecteze. Trebuie să avem grijă să ne hrănim cu toate categoriile de alimente de care organismul nostru are nevoie. De aceea este bun și o sticlă sau două de lapte să le avem în frigider. Ok. Șalotului pate de pasăre. Nu știu dacă v-am mai spus, dar mie nu-mi place pateul. Ok. Am luat două pungi de semințe albe. Astea ne plac cel mai mult. Erau 1,80 la penny. Am luat trei pungi de pufulez, dar nu le-am pus pe masă pe toate. Am preferat să pun decât una, deoarece aș fi ocupat foarte mult masa. Și am luat din acelea micuțe la 69 de bani, sau nu mai știu exact cât erau, ceva de genul, 60 și ceva de bani. Ok. Am luat aceste sucuri pe care nu le-am încercat, de la Caribe. Nu le-am încercat niciodată. Aveau un preț ok și am zis totuși să le iau, să le am în casă, dacă o să simt nevoia să beau o băutură acidulată dulce. Și am luat cu struguri roșii și cola. Chiar n-am încercat. Chiar sunt foarte, foarte curioasă să văd ce gustau. N-am luat multe, am luat 3 de struguri roșii și 3 de cola. Era 1,20 lei, parcă, dacă nu mă înșel. Da, parcă 1,20 lei. Și și-a luat Oli Haiduc. Nu știu sigur dacă am mai încercat-o, dar parcă am încercat-o odată, nu mai știu exact. Sincer, nu mai știu, nu știu ce să vă spun despre ea. Dar și-a luat două. Dar dacă și-a luat două, probabil că a încercat-o. N-a încercat-o, a dat din cap că nu. E și el aici lângă mine și nu a încercat-o. Nu știu, o să vă anunț, poate într-un comentariu, după ce o încearcă, dacă este bună sau nu. Ok, nu știu cât costă, dar știu că e mai ieftină parca asta. Sau era 2 lei. Nu știu, chiar nu știu. Am luat acest sos de maioneză cu 6% ou de la Cania. Acesta este de la Lidl. Ok. Îmi scuzați ghiozdanul de pe jos și plasa. Doar ce le-am pus pentru că mi-e frică că se strică puiul și n-am mai stat să mai strâng și astea. Am zis să filmez repede. Ok. Roșiile, astea le-am luat din Penny, 500 de grame, dacă nu mă înșel, au ca și cantitate și au fost 5,50 lei, mi s-a părut un preț ok, adică 11 lei kilogramul de roșii cherry. Nu prea găsești la kilogramul ăsta, la prețul ăsta pe kilogram, mai rar așa. Și am zis să iau, pentru că n-am mai mâncat de mult roșii, deoarece am un gust mai nașpa în această perioadă și am zis totuși să văd ce gust au acestea. Am luat un castravete Fabio, era 2,50 lei bucata. Ok, astea le-am luat de la Penny. Toate fructele și legumele de aici, care le-am luat, sunt de la Penny. Ca să nu mai specific la fiecare în parte. Am luat ceapă galbenă, cred că am luat vreo 5 sau 6 cepe.
Am luat o pungă de 500 de grame de lămâi. Merg puse în ceai sau să le consumați așa, dacă puteți. Ok. Am luat 4 banane. Mai am vreo două prin balcon. Am luat niște căpățâni de usturoi să le am în frigider. Le țin în frigider pentru că este foarte, foarte cald și noi stăm la etajul 4, unde soare le bate cel mai tare și e foarte, foarte cald. Și se cam strică în balcon, așa că tot ce am țin în frigider. Și am luat, cred că 1 kg este aici, de ceapă roșie. Asta îi place lui Oli cel mai mult și o consumă cu icre. Deși au ceapă, consumă și icrele le consumă cu ceapă din această roșie. M-am bâlbâit de nu se poate. Ok. Mi-am luat un îngrășământ lichid. Nu am mai folosit. Nu știu exact. Haideți că distrug tot. Nu l-am mai folosit. Nu știu exact cum este, să vă spun o părere. Le-am luat pur și simplu să îl încerc. Nu prea am cunoștințe în domeniul acesta. Am mai luat un triumf pentru că am dezinfectat și am șters și am degresat absolut toată bucătăria. Adică, gen, am dat până și pe marginea aragazului, am dat și pe blatul de la bucătărie pentru că mi se părea mie că e plin de grăsime și am cam dezinfectat tot cu acest și am degresat cam tot cu acest triumf. Și nu mai aveam așa mult și am luat unul. Am luat o rolă de prosoape de bucătărie deoarece tot cumpăr din acestea mici. Asta le-a luat Oli și le tot consum foarte, foarte repede și am luat o rolă din aceasta mare să o pun la bucătărie pentru că obișnuiesc să șterg blatul, să șterg ghiuveta după ce spăl vasele și